Salut! Numele meu este Liviu și astăzi vreau să vă vorbesc despre o problemă. Primul discurs a fost despre o problemă, despre probleme. Am și eu o problemă cu diacriticele. Sunt acele semne de punctuație, virgulițe, sedile, căciulițe. În alte limbi sunt mai mult decât cele 4 ale noastre. Sunt până la 15 sau chiar 18 semne de acest gen. Se pun fie deasupra unor litere, fie de desubt, pentru a fi pronunțate altfel. În limba română avem pentru literele A, I, S și T astfel de semne. După cum știm cu toții, obținem, punând astfel de semne, Ă, Î, Î din I, Ș și Ț. Ei bine, unde apar problemele? Pentru început, vreau să vă propun un exercițiu. Căutați în buzunare o bancnotă. O bancnotă voastră. Pe bune, căutați o bancnotă. De oricât. Eu am plecat cu una de 10 lei. Pe monedă nu se vede. Ok. Uitați-vă unde scrie Banca Națională a României. Acolo veți găsi la acel Ă următoarea problemă. În loc de căciuliță este folosit un caron, așa se numește. Este acel V pus deasupra literelor. Este destul de mic, dar se observă dacă vă uitați cu atenție. În limba română, semnele corecte sunt virguliță sub Ș și Ț. Aici sunt cele mai mari probleme de unde se confundă diacriticele. Problema asta a început undeva în 1987, la prima standardizare a virgulițelor, sedilelor și toate diacriticele pentru tastaturile de calculator. O altă problemă pe care o găsim pe unele semne, câteodată și pe cele oficiale, hârtii sau semne unde poate scrie Banca Națională a României, Ministerul Educației și Culturii. Este tilda. Este greșit și acesta. Așa cum vă spuneam, pentru Ș și Ț, vedem această sedilă. O să observați imediat că există o diferență. Am pus într-un slide următor mai mare partea de jos a literei. O să vedeți că există o diferență între sedilă și virguliță. Unele fonturi, unele tipuri de fonturi pot să vă inducă în eroare părând același semn. Nu este. Cum se explică aceste diferențe? În spatele literelor propriu-zise, când voi scrieți la calculator, sunt niște coduri, sunt coduri unice standardizate internațional. Din păcate, în unele sisteme de operare, codul este greșit, astfel apărând semnele distincte de cele corecte din limba română. Prima problemă se încheie aici. Sunt alte semne. A doua, nu sunt folosite deloc. Am primit mai de mult de-a lungul timpului destule hârtii oficiale de la primării sau alte instituții în care nu erau folosite absolut deloc semnele de punctuație. O poveste interesantă dintr-un articol foarte bun pe tema asta din Decât o revistă spune că cineva a avut probleme la graniță pentru că pe factură scria paturi și el avea în camion pături. Imaginați-vă ce s-a întâmplat. Dintr-o mică și buclucașă căciuliță. O altă problemă pe care am observat-o, asta e bonus, e extra pentru lecția de astăzi, sunt ghilimelele. În limba română, ghilimelele corecte sunt stânga jos și dreapta sus. Nu stânga sus și dreapta sus. Acest împrumut vine din engleză. De altfel, lecția de astăzi este despre semnele acestea mici care se uită în textele pe care noi le facem. Nu e vorba doar de prezentări, e vorba de absolut toate textele pe care noi le scriem la calculator din motive tehnice apărute astfel de probleme. Cum putem să rezolvăm? Vreau să vă invit pe grupul nostru de discuții unde o să pun tutoriale pentru fiecare sistem de operare. Aș fi pierdut prea mult timp să le înșir acum și aici. Și să obținem poziționarea corectă a tastaturii pentru fiecare literă. Am mărit zona din dreapta în jurul tastei Enter. O să vedeți că pe paranteză pătrată stânga-dreapta există Ă și Î din I, mai la dreapta un pic e Î din A și pe două puncte, respectiv ghilimele, aveți și U și Ț dacă vă schimbați corect setările din calculator. Este mai greu să le schimbați, să intrați în control panel sau în controlul
calculatorului, însă după ce le schimbați la un click distanță, le veți avea pe cele corecte. Astfel, concluzia mea este următoarea. Că șiul și țâul corect arată așa. Vedeți? E o virguliță. Și vă invit să scriem corect de acum încolo, urmând aceste exemple. Și vreau să închei cu un alt citat din același articol, că nu a fost opusă nicio rezistență nici din partea literaților. Ne-au lăsat să scriem sarma în loc de sârmă. Așa că, pe cât de mici sunt, pe atât de importante sunt în limba noastră, precum cei care au făcut franceză probabil învățau despre accente la școală. Vreau să vă mulțumesc și sper că v-a plăcut.